Pentru prima dată după Revoluția din 1989, PSD nu câștigă alegerile în județul Buzău. La turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică, PNL a obținut 50,34% din voturile valabile exprimate, în timp ce PSD a obținut 49,66%. Și la nivelul municipiului Buzău, PSD a fost îngenunchiat de PNL. Claus Iohannis a obținut 56,5%, în timp ce candidatul PSD a obținut doar 43,4%. În schimb, în celălalt municipiu, Râmnicu Sărat a câștigat PSD cu 55,98%. Cel mai bun rezultat obținut de PSD la Buzău a fost înregistrat în comuna Chiliile, unde Viorica Dăncilă a obținut 72,9%. De partea cealaltă, PNL a obținut cel mai bun rezultat la cu 63,75%. În timp ce la sa comună cu primar liberal, numărul de voturi obținut de fiecare candidat a fost același, respectiv 429 de voturi. Două dintre cele trei orașe din județul Buzău au fost câștigate de Claus Iohannis. La Nehoiu, candidatul liberal a obținut un procent de 62,10%, iar la Pătrlagele 51,28%. În schimb, orașul Pogoanele a fost câștigat câștigat de PSD cu un procent de 55,51%. La 12 ore de la primele rezultate ale exit polurilor care indicau că președintele Iohannis a câștigat fără drept de apel cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, liderul PSD Buzău și președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis pe pagina sa de socializare un mesaj prin care anunță că PSD are nevoie de un nou început. Totodată, Ciolacu a precizat că în în 2 al alegerilor prezidențiale, PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Rezultatele ne arată însă că în turul 2 al alegerilor prezidențiale, PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie, asta după ce și în turul 1 am avut la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiți, este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Și atunci și acum s-au făcut doar analize județene, nimic la nivel național. Acum cred că e timpul să vedem unde am greșit cu adevărat la nivel central, să judecăm rațional și apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în șase luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem a menționat Marcel Ciolacu. În cel de-al doilea tur de scrutin pentru desemnarea președintelui României și-au exprimat opțiunea la urne 189.320 de votanți, dintre cei 381.957 de buzoieni cu drept de vot, adică 49,56%.